Domnul cu veselie, veniți în fața Lui cu cântece de bucurie. Cântați Domnului cântare nouă, cântați Domnului toți locuitorii pământului, binecuvântați numele Lui. Și al Fiului și al Sfântului Duh. Pacea să fie cu voi. Preasfințite, permiteți-mi ca acum la începutul acestei sfinte liturghii, împreună cu toți cei prezenți, să vă mulțumesc pentru că ați răspuns invitației de a celebra această sfântă liturghie în cinstea Sfintei Cecilia. Și de asemenea să mulțumesc tuturor celor prezenți, în special membrilor sau reprezentanților corurilor care de-a lungul anului, duminică de duminică, dimineața la ora 8, la liturghia transmisă la Radio Iași, au susținut cântările. E vorba de seminariști de la institutul nostru, de la Don Orione și de la Don Guanella, e vorba de surori de la Surorile Providenței și slujitoarele Divinei Providențe, și apoi e vorba de tineri din corurile de tineri ale parohiilor noastre din Iași, Sfântul Anton, Sfânta Tereza și parohia Adormirea Maicii Domnului și de asemenea membrii ai corurilor mari ai acestor parohii. Este oarecum deja tradiție ca să o cinstim pe patroana cântăreților, pe patroana celor care cântă, în chiar ziua închinată ei, și să aducem bunului Dumnezeu un prinos de mulțumire pentru darul pe care ne l-a făcut de a-L lăuda prin cântare, un moment de recunoștință față de toate aceste coruri din partea parohiei gazdă, parohia Adormirea Maicii Domnului, și de asemenea este un moment de rugăciune pentru toți aceia din corurile care cântă, care deja se află în slava cerească și acolo, credem, aduc laudă lui Dumnezeu în continuare prin cântul lor. La sfârșitul Sfintei Liturghii vom face un requiem în cinstea tuturor acestora, în amintirea tuturor acestora. Și aș dori să-i nominalizez pe cei care sunt menționați aici, cu siguranță numărul lor este mult mai mare. Îi încredințăm milostivirii lui Dumnezeu. În primul rând îl amintim pe Părintele Carmil Tocănel, care a fost inițiatorul și dirijorul corului mare al Catedralei. Apoi Florentina Lisakoski, Ludovic Lisakoski, Carol Lisakoski, Ionica Bulai, Ștefan Gherghel, Anton Bișoc, Ludovic Bișoc, Ion Cojocaru, Radu Stancu, Grigore Caciuc, Nicolae Rossini, Francisc Dumea, Mihai Dumea, Cezar Dumea, Ioan Simon, Anton Toșa, Mariana Caciuc, Victor Alexandru, Marian Diac, Virgil Romila, Viorica Mihăiță, Eugenia Vieru, Petru Bișoc, Elena Săpunaru, Mariana Constantin, Ana Pal, Valerica Migală, Fideliu Constantin, Mariana Pleșca, Milica Alexa, Ella Gozalian, Alois Petrina, Gheorghe Ferraru, Otilia Eneșel,
Iosifina Patraș, Costela Petroaie, Ivona Frenț, Dani Ștoc, Ioan Noia, Valeria Helgiu, Constantin Iosub, Anton Căliman, Cornelia Diac, Cristina Cuba, Valentin Tremul, Monica Baciu, de asemenea îl amintim și pe domnul profesor Gheorghe Honciuc și întrucât astăzi a fost înmormântată, o amintim și pe mama, uneia dintre membrii corului nostru, răposata Maranda Lucia. Fraților, să ne recunoaștem acum păcatele, să-i cerem iertare lui Dumnezeu, ca să participăm cu demnitate și cu mult folos sufletesc la celebrarea jertfei Sfintei Liturghii. Mărturisesc lui Dumnezeu Atotputernicul și vouă, fraților, că am păcătuit prea mult cu gândul, cuvântul, cu faptă și misiunea. Din vina mea, din prea mare vina mea, rog pe Sfânta Maria, Pururea Fecioară, pe toți îngerii și sfinții, și pe voi, fraților, ca să vă rugați pentru mine la Domnul Dumnezeul nostru. Să aibă milă de noi Atotputernicul Dumnezeu și, iertându-ne păcatele, să ne ducă la viața cea veșnică. Să ne rugăm. Dumnezeule, care an de an ne îmbucur cu sărbătoarea Sfintei Cecilia, fă te rugăm ca cele ce ne-au fost transmise cu pietate despre slujitoarea ta să fie pentru noi exemple de urmat și să vestească în slujitorii tăi lucrările minunate ale lui Hristos, Fiul tău, El care, fiind Dumnezeu împreună cu tine, viețuiește și domnește în unire cu Duhul Sfânt în toți vecii vecilor.
Citire din cartea profetului Osea. Așa spune Domnul: Iată, o voi ademeni, o voi duce în pustiu și voi vorbi la inimă. Acolo îi voi da viile ei și valea Acor ca poartă a speranței. Ea va cânta acolo ca în zilele tinereții ei, ca în ziua în care a ieșit din țara Egiptului. Te voi logodi cu mine pentru totdeauna. Te voi logodi cu mine în dreptate, în judecată, în bunătate și în durare. Te voi logodi cu mine în fidelitate și îl vei cunoaște pe Domnul. Cuvântul Domnului. Voi cânta totdeauna în durările Domnului. Voi vesti din neam în neam adevărul Său. Dumnezeule, împăratul meu, și voi binecuvânta numele Tău în veci de veci. Te voi binecuvânta și voi preamări numele Tău în totdeauna. Să fii Tu, Doamne, Dumnezeului Israel, Părintele nostru, din veac și până în veac. Sunt, Doamne, mărirea, puterea, gloria, splendoarea și lauda, pentru că tot ce este în cer și pe pământ este al Tău. Peste toate, în mâna Ta sunt tăria și puterea, și Tu porți să mărești și să dai tărie tuturor.
Aceasta este Fecioara înțeleaptă, pe care Domnul a găsit-o priveghind. Iar când a venit mirele, a intrat cu el în sala ospățului. Domnul să fie cu voi. Citire din Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos după Sfântul Matei. În acel timp, Iisus le-a spus discipolilor săi această parabolă. Atunci împărăția cerurilor va fi asemenea cu 10 fecioare, care, luându-și candelele, au ieșit în întâmpinarea mirelui. 5 dintre ele erau nechipzuite, iar 5 înțelepte. Cele nechipzuite și-au luat candelele, dar nu au luat cu ele unt de lemn. Însă cele înțelepte, împreună cu candelele, au luat un de lemn în vasele lor. Întrucât mirele întârzia, au ațipit toate și au adormit. Iar la miezul nopții s-a auzit un strigăt: Iată, mirele, ieșiți în întâmpinare! Atunci s-au ridicat toate acele fecioare și și-au pregătit candelele. Cele nechipzuite au zis celor înțelepte: Dați-ne din untelemnul vostru, căci candelele noastre se sting. Dar cele înțelepte au răspuns zicând: Nu, ca nu cumva să nu ne ajungă nici nouă, nici vouă. Mergeți mai bine la cei care vând și cumpărați-vă. Iar în timp ce ele erau plecate ca să cumpere, a venit mirele. Cele care erau pregătite au intrat cu el în sala de nuntă și ușa s-a închis. Mai târziu au venit și celelalte fecioare și au zis: Stăpâne, stăpâne, deschide-ne! Dar el, răspunzând, le-a zis: Adevăr vă spun, nu vă cunosc. Vegheați așadar, pentru că nu știți nici ziua, nici ceasul. Cuvântul Domnului! Cernice, părinte, decan și paroh de Iași, Paul Budău, cu cernici, părinți, concelebranți, dragi membri ai corurilor care susțineți cântarea de duminică dimineața transmisă la Radio Iași, iubiți credincioși și iubiți urmăritori pe internet a transmisiei în direct de aici, din Catedrala Romano-Catolică din Iași. În fiecare an, la data de 22 noiembrie,
Sfânta Biserică o comemorează pe Sfânta Cecilia, numită patroana cântăreților bisericești. O vedem acolo reprezentată cântând la orgă, în alte iconițe cântând la un alt instrument muzical, dar de fapt nu avem nicio dovadă că ea știa să cânte la vreun instrument muzical. Motivul este altul și îl voi evidenția îndată, pentru care a fost aleasă patroană a dumneavoastră, a celor care faceți parte din diferite coruri bisericești. Cuvântul lui Dumnezeu, pe care l-am ascultat din Biblie puțin mai înainte, luminează viața prin exemplul Sfintei Cecilia, fecioară și martiră, a cărei comemorare, cum spuneam, o celebrăm astăzi. Într-adevăr, așa cum am auzit în prima lectură din cartea prorocului Ozeia, putem spune că Domnul a vorbit inimii sale și s-a logodit cu ea în fidelitatea iubirii sale. Iar Sfânta Cecilia a răspuns cu fecioria ei și cu martiriul ei. Domnul a aflat-o pregătită cu uleiul iubirii și cu candela credinței aprinse, asemenea fecioarelor înțelepte din Evanghelie, și a primit-o la nunta sa împărătească. Cine a fost Sfânta Cecilia? În câteva cuvinte, ne reamintim, pentru că sunt sigur că cei mai mulți cunoaștem câteva date din viața ei. A trăit cu mult, mult înaintea noastră, în jurul anului 200. Provenea dintr-o familie înstărită, dintr-o familie nobilă romană. Mergea zilnic să participe la Sfânta Liturghie, celebrată de papa de atunci Urban, în catacombele de pe Via Apia. După Sfânta Liturghie, era mereu așteptată de o mulțime de săraci care îi cunoșteau bunătatea inimii, generozitatea ei și îi cereau ajutorul, iar ea nu-i dezamăgea niciodată. A fost dată în căsătorie unui superior din armată numit Valerian. Și în relatarea vieții și martirului ei, în așa numită Pasio, care înseamnă pătimire, se povestește că în noaptea nunții, tânăra mireasă a împărtășit soțului ei o promisiune de castitate pe care o făcuse lui Dumnezeu și a spus aceste cuvinte, citesc din cartea aceasta, din așa numita Pasio: nici o mână profană nu poate să mă atingă, pentru că mă ocrotește un înger al Domnului. Dacă mă vei respecta, Valerian, el, îngerul, te va iubi, după cum mă iubește pe mine. Și Valerian, proaspătul ei soț, ce credeți că a făcut la auzul acestor cuvinte? S-a lăsat convins de Cecilia, a început pregătirea pentru primirea tainei Sfântului Botez, că era păgân, și la scurt timp a primit botezul chiar din mâna papei Urban. Puțin după aceea a început persecuția cumplită împotriva creștinilor. Știm că primele veacuri creștine
a fost veacuri de mare încercare pentru creștinii de atunci. A început persecuția împotriva creștinilor și amândoi, Cecilia și Valerian, au fost uciși pentru credința lor, primind astfel coroana martiriului. De aceea astăzi, vedeți, biserica îmbracă haina de culoare roșie, culoarea sângelui, culoarea iubirii dusă la extrem. Poate vă întrebați de ce Sfânta Cecilia este numită patroană a cântăreților bisericești, pentru că din cele descrise nu reiese nimic. Faptul că ea ar fi cântat la vreun instrument muzical sau că ar fi făcut parte din vreun cor. Ei bine, aceeași carte, aceeași numită Pasio, Pătimire, despre care vorbeam mai înainte, relatează că în ziua nunții sale cu Valerian, citez din această Pasio, în timp ce orgile cântau, ea cânta în inima sa numai pentru Domnul. Această propoziție, această scurtă frază a stat la baza declarării ei și cinstirii ei ca patroană a cântăreților bisericești. Practic, datorită acestei fraze, din Pasio s-a născut patronajul Ceciliei asupra muzicii sacre. Dar mai este ceva. În secolul al XIX-lea a luat ființă așa numita mișcare ceciliană de la Cecilia, care a avut un rol extraordinar de important în redescoperirea artei cântului bisericesc gregorian și în răspândirea cântului polifonic în toate celebrările eucaristice. Această mișcare ceciliană, secolul al XIX-lea. Datorită acestei mișcări s-au născut aproape în toate parohiile așa numitele Schola Cantorum, adică un grup de persoane, bărbați și femei care aveau voce și care conduceau cântarea la Sfânta Liturghie, la celebrările sfinte. Și de asemenea au luat ființe mai multe institute de muzică sacră. Eu sunt bucuros să mă aflu în această seară în catedrala noastră romano-catolică din Iași și să prezidez această Sfântă Liturghie prin care vrem să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru acest mare dar pe care l-a dat și continuă să-l dea bisericii noastre locale, acela de a avea atâtea coruri care înfrumusețează celebrările noastre liturgice, atâtea persoane care dau din timpul lor pentru ca prin armonia muzicii noi să ne putem apropia mai mult, mai mult și mai eficient de ceea ce este sacru, divin, adică de Dumnezeu. Mulțumesc dascălilor și celor care dirijori și celor care se ocupă de corurile noastre. Și am convingerea că un bun dirijor este la fel de important ca un bun predicator. Auzi, cred că și dirijorul nostru și cei care sunteți în biserică și dirijați sau cântați la orgă pentru a face frumoase liturghiile noastre. Ca un bun predicator. Le mulțumesc tuturor coriștilor, dumneavoastră, majoritatea care sunteți în biserică, bănuiesc că faceți parte dintr-un cor sau altul și veniți duminica după programul stabilit la liturghia de dimineață și nu e ușor pentru că
Îmi închipui că sâmbătă seara, după o săptămână de lucru, ați fi dorit să dormiți mai mult. Dar faceți o jertfă și veniți la această sfântă liturghie transmisă și ascultată de nenumărați credincioși, chiar cu viu interes și la distanțe foarte mari. În felul acesta, dumneavoastră, prin cântare, predicați. Îl faceți cunoscut și iubit pe Dumnezeu. Mulțumesc așadar tuturor coriștilor, prin muzică, prin armonia vocilor, prin frumusețea sunetelor, dumneavoastră și toți cei care vă ascultă, aveți și avem posibilitatea să facem, ca să spun așa, experiența lui Dumnezeu, experiența armoniei inefabile a Paradisului. Ce frumos e în Paradis! Ce frumos e când la o liturghie se cântă frumos, credincioșii sunt atenți, chiar dacă nu pot participa toți, dar ascultă, că a ne ruga, ce înseamnă? Înseamnă a ne înălța mintea, ființa noastră la Dumnezeu. Și când un cor este frumos într-o biserică, ne înălțăm mintea la Dumnezeu, adică toți ne rugăm. Aș vrea să închei cu câteva cuvinte din Sfântul Augustin, pe care biserica ni le propune aceste cuvinte astăzi la oficiul lecturilor de la breviar. Citez, spune Sfântul Augustin, pornind de la Psalmul 32, cântați-i o cântare nouă lui Dumnezeu, cântați-i cu măiestrie. Fiecare se întreabă cum să-i cânte lui Dumnezeu. Trebuie să-i cânți, dar nu în mod distonat. El nu vrea să-i fie ofensate urechile. Cântați cu îndemânare, fraților. Cântați cu bucurie. A cânta cu îndemânare lui Dumnezeu constă tocmai în aceasta. A cânta cu bucurie, adică a înțelege și a nu putea explica în cuvinte ceea ce se cântă cu inima. Aveți grijă, deci atunci când cântați, să nu fie numai cu vocea, puneți suflet, cântați din inimă. Asta vrea să ne spună Sfântul Augustin și tot el spune și închei, a cânta cu bucurie înseamnă că inima revarsă ceea ce nu reușește să exprime în cuvinte. Spre cine este mai drept să se înalțe acest cântec de bucurie, dacă nu spre Dumnezeu cel inefabil? Amin. Fraților prea iubiți, dacă bobul de grâu căzut în pământ moare, aduce rod mult. Prin mijlocirea Sfintei Cecilia, Fecioară Martiră, să îndreptăm acum către Domnul rugăciunea noastră, spunând, Doamne, dă tărie poporului Tău! Doamne, dă tărie poporului Tău! Pentru ca prin ajutorul și mijlocirea Sfintei Martire, Cecilia, Biserica lui Hristos să lumineze lumea prin mărturia de credință și să înainteze încrezătoare spre Ierusalimul Ceresc, să ne rugăm. Doamne, dă tărie poporului Tău! Pentru ca, asemenea Sfintei Cecilia, care și-a mărturisit credința până la sânge, să păstrăm și noi aceeași puritate și statornicie în credință, să ne rugăm. Doamne, dă tărie poporului Tău! Pentru ca toți creștinii de pe fața pământului, persecutați pentru credința lor, sprijiniți de rugăciunile întregii biserici, să aibă tăria de a rămâne credincioși lui Hristos cel răstignit, să ne rugăm. Doamne, dă tărie poporului Tău! Pentru ca persecutorii bisericii să nu reziste harului lui Hristos și, îndepărtând orice împotrivire, să primească puterea benefică a adevărului, să ne rugăm. Doamne, dă tărie poporului Tău!
pentru ca să înfruntăm cu răbdare orice suferință și persecuție pentru Evanghelie, încrezându-ne în fericirea promisă de Hristos, să ne rugăm. Doamne, dă tărie poporului Tău! Pentru ca în comunitatea noastră să fie mereu vie credința în moartea și învierea lui Hristos, care dă sens fiecărui eveniment al istoriei umane, să ne rugăm. Doamne, dă tărie poporului Tău! Dumnezeule, răsplata și coroana martirilor, care ai voit să mântuiești lumea prin jertfa lui Hristos, Fiul Tău, ajută-ne să limităm în dăruirea vieții noastre față de ceilalți. Prin Hristos, Domnul nostru. Rugați-vă, fraților, pentru ca jertfa mea și a voastră să fie plăcută lui Dumnezeu, Tatăl Atotputernicul. Te rugăm, Doamne, ca darurile pe care ți le aducem în comemorarea Sfintei Cecilia să-ți fie bine plăcute, așa cum ți-a plăcut lupta pătimirii ei, prin Hristos, Domnul nostru. Domnul să fie cu voi. Sus inimile. Să-i mulțumim Domnului Dumnezeului nostru. Vrednic și drept este. Cu adevărat vrednic și drept, de cuviință și mântuitor lucru este să-ți aducem mulțumiri pururea și în tot locul, Ție, Doamne, Părinte Sfânt, atotputernic, veșnic Dumnezeu, Tu ești preamărit în lauda adusă Sfinților Tăi, căci Tu a prins din milă înflăcărarea credinței, insufli tăria statorniciei și dăruiești în luptă biruința prin Hristos Domnul nostru.
De aceea cerul și pământul, adorându-te, îți înalță cântare nouă, iar noi împreună cu toată oștirea de îngeri te preamărim cântând fără încetare. Adevărat sfânt ești, Doamne, izvorul a toată sfințenia. Te rugăm așadar, sfințește darurile acestea cu roa Duhului Tău, ca ele să devină pentru noi trupul și sângele Domnului nostru Iisus Hristos. El dându-se de bună voie spre pătimire, a luat pâinea și mulțumind, a frânt-o și a dat-o ucenicilor săi, zicând, luați și mâncați din aceasta toți, acesta este trupul meu care se jertfește pentru voi. De asemenea, după cină, luând potirul și din nou mulțumind, l-a dat ucenicilor săi, zicând, luați și beți din acesta toți, acesta este potirul sângelui meu, al noului și veșnicului legământ, care pentru voi și pentru mulți se varsă spre iertarea păcatelor. Faceți aceasta în amintirea mea. Misterul credinței. Moartea ta, Hristos, Doamne, și învierea ta, mărturisim, până când vei veni. Celebrând așadar moartea și învierea Fiului Tău, îți oferim, Doamne, pâinea vieții și potirul mântuirii, mulțumindu-ți că ne-ai învrednicit să stăm înaintea ta și să-ți slujim ție. Te rugăm cu umilință să ne unească Duhul Sfânt pe noi, care ne facem părtași de trupul și sângele lui Hristos. Adu-ți aminte, Doamne, de biserica ta răspândită pe întregul pământ,
ca să o desăvârșești în dragoste, împreună cu Părintele nostru, Papa Francisc, cu Episcopul nostru Iosif și cu tot clerul. Adu-ți aminte, Doamne, de slujitoarea Ta, Maranda Lucia, pe care ai chemat-o astăzi la Tine din această lume. Îngăduie ca, după cum prin botez a fost unită cu Fiul Tău într-o moarte, la fel să devină părtașă de învierea Lui. Adu-ți aminte, Doamne, și de frații noștri care au adormit în speranța învierii și de toți cei care au răposat în milostivirea Ta și primește-i să se bucure de lumina feței Tale. Te rugăm, ai milă de noi toți, pentru ca împreună cu fericita născătoare de Dumnezeu, Fecioara Maria, cu Sfântul Iosif, soțul ei, cu fericiții apostoli și cu toți sfinții pe care din veci i-ai iubit, să ne învrednicim a fi părtași de viața cea veșnică, să Te lăudăm și să Te preamărim prin Iisus Hristos, Fiul Tău. Prin Hristos, cu Hristos și în Hristos, Ție, Dumnezeule, Tată atotputernic, în unire cu Duhul Sfânt, toată cinstea și mărirea, în toți vecii vecilor. Amin. Îndemnați de porunca Mântuitorului și povățuiți de învățătura Sa dumnezeiască, îndrăznim a spune: Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, fie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri, și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne mântuiește de cel rău. Mântuiește-ne, Te rugăm, Doamne, de toate relele și binevoiește a da pacea în zilele noastre, pentru ca, ajutați de milostivirea Ta, să fim pururea liberi de păcat și feriți de orice tulburare, așteptând speranța fericită și venirea Mântuitorului nostru, Iisus Hristos. Căci așa este împărăția și puterea și gloria. Doamne Iisuse Hristoase, care ai zis apostolilor Tăi, pace vă las vouă, pacea mea o dau vouă, nu privi la păcatele noastre, ci la credința Bisericii Tale, și binevoiește ai dărui pacea și unirea după voința Ta, care viețuiești și domnești în vecii vecilor. Amin. Pacea Domnului să fie pururea cu voi. Și cu Duhul Tău. Dăruiți-vă pacea.
Iată mielul lui Dumnezeu, iată-l pe acela care ia asupra sa păcatele lumii. Gustați și vedeți cât de bun este Domnul. Doamne, nu sunt vrednic să intri sub acoperimântul meu, dar spune numai în cuvânt și se va tămădui sufletul meu.
Să ne rugăm. Dumnezeule, care pe Sfânta Cecilia ai încununat-o în ceruri, cu îngemânata biruința fecioriei și a martiriului, dă-ne, te rugăm, prin puterea acestei taine harul, să învingem cu tărie tot răul și să dobândim astfel gloria cerească, prin Hristos, Domnul nostru. Amin. Domnul să fie cu voi. Să fie numele Domnului binecuvântat. Ajutorul nostru este în numele Domnului, care a făcut cerul și pământul. Să vă binecuvânteze atotputernicul Dumnezeu, Tatăl și Fiul și Sfântul Duh. Urmează acum recviemul pe care îl facem pentru toți coriștii răposați, să nu-l uităm nici pe părintele Claudiu Dumea, care mâine va fi înmormântat în satul natal din Adjudeni. Așadar, sufletul părintelui Claudiu, chiar dacă n-a făcut parte din vreun cor al bisericii, el a dirijat, a condus de atâtea ori ceremoniile sfinte, și a înălțat lui Dumnezeu cântare de laudă, în special prin celebrarea Sfintei Liturghii, el și toți ceilalți amintiți de Părintele Decan și Paroh la început să aibă parte de iertarea lui Dumnezeu și prin mila lui să se odihnească în pace. Măreț viruitor al morții, Iisuse falnic împărat, Tu Tatălui ceresc mărirea, iar în nouă viață ne-ai redat. Tu ai luat a noastră fire, șoptea și morții ne-ai supus, și ai împins linia dușmanului. Iisuse, Dumnezeu puternic, prin marele mister pascal, îi reînvii pe aceia care pierd iarăși harul baptismal. Primește-ne în a ta lumină, prea dreptule judecător, cu tine să-l vedem pe Tatăl, ca și pe Duhul Sfințitor. Ne slujim, o vină, Iisuse, amintește-ți de mine, Doamne, în împărăția ta. Domnul este păstorul meu,
ce lipsă de nimic. El mă paște pe pășunesc și-l conduce la mere odină, când e vigorează sufletul. Mă călăuzește pe cărări drepte, dragul numelui Său. Chiar dacă ar fi să umblu prin marea plecată a morții, nu mă teme niciun rău, căci Tu ești cu mine, toiagul și nuiaua Ta mă mângâie. Și îndurarea mă vor însoți în toate zilele vieții mele. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, precum era la început, și acum și pururea, și în vecii vecilor. Amin. Amintește-ți mie, Doamne, fraților, ne rugăm lui Dumnezeu să fie îngăduitor cu sufletele răposaților pomeniți, pentru ca răscumpărați din moarte, iertați de păcate, împăcați cu Tatăl și purtați pe umerii bunului păstor, să se bucure de fericirea sfinților în împărăția Regelui veșnic. Cred că răscumpărătorul meu trăiește, și în ziua cea din urmă din pământ voi învia. Și cu ochii mei îl voi vedea pe Dumnezeu Mântuitorul meu. Eu însumi îl voi vedea și nu altul, și ochii mei îl vor privi. Aceasta este speranța care se află în adâncul inimii mele. Și cu ochii mei voi vedea pe Dumnezeu Mântuitorul meu. Doamne, îndură-te de ei. Tatăl nostru, care ești din ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o astăzi și iartă-ne nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne mântuiește de cel. Dumnezeule veșnic, care L-ai învrednicit în această viață pe slujitorul Tău, Dumnezeu Claudiu, cu demnitatea Sfintei Preoții și L-ai chemat la Tine, Te rugăm să-L faci părtaș
de răsplata slujitorului credincios în împărăția ta, prin Hristos, Domnul nostru. Dumnezeule, Tată atotputernic, noi credem și mărturisim că Fiul Tău a murit și a înviat. Te rugăm ca toți răposații pe care i-am pomenit la această sfântă liturghie și care au plecat din această lume în credință, murind în Hristos, să se bucure de înviere împreună cu Hristos, El care viețuiește și domnește în vecii vecilor. Odihna veșnică dă-le-o lor, Doamne, și lumina cea fără de sfârșit să le strălucească, să se odihnească în pace. Amin. Dragi curiști, la subsolul catedralei este pregătit un al doilea moment al serii acesteia, așadar vă așteptăm pentru a împărtăși împreună bucuria de a fi împreună. Liturghia s-a sfârșit, mergeți în pace. Mulțumim!